Neobrăzarea acestor oameni nu are limită. Societatea asta a înnebunit. Vă propunem un exercițiu de înțelegere a tragediei prin care a trecut cultura română, traversând o jumătate de secol de represiune a creației și a gândirii libere. Împotriva uriașei mașinării a istoriei, împotriva lui Nicolae Ceaușescu, au existat romane, poezii, spectacole de teatru, filme, opere muzicale. Rezistența prin cultură, un serial realizat de TVR Cinema. În anii 50, Leon Tărăutu punea la cale o metodă de control a oamenilor de cultură. Printre cei intrați în Malaxor se afla și un compozitor emerit, Mihail Andricu. Rezistența prin cultură, cu Stejărel Olaru, marți la TVR Cultural.